Pe 7 mai, în Bazilica Sfântului Mormânt din Ierusalim, a fost celebrată sărbătoarea descoperirii Sfintei Cruci, la care au participat mii de pelerini din întreaga lume. În perioada 4-9 mai, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, Mor Ignație Afrem al II-lea, a efectuat o vizită istorică în Țara Sfântă, la 58 de ani de la vizita predecesorului său. Comorile regilor, primele lucrări de la Muzeul Terra Santa, este titlul expoziției despre Țara Sfântă, care va fi găzduită de Muzeul Caluste Gulbenkian din Lisabona, începând cu luna noiembrie. De la Bazilica Adormirii din Ierusalim, părintele Francesco Piazzolla reflectează asupra Mariei imaginea bisericii, ale cărei virtuți biserica este chemată să le imite. La Ierusalim, în Bazilica Sfântului Mormânt, a fost celebrată sărbătoarea descoperirii Sfintei Cruci. Pe 6 mai au avut loc primele vespere și oficiul de noapte de veghe, iar în dimineața zilei de 7 mai a avut loc Sfânta Liturghie Solemnă. Părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte, a prezidat celebrările, împreună cu frați ai custodiei, preoți din diferite comunități religioase și pelerini din întreaga lume. Relicva Sfintei Cruci a fost purtată în procesiune până la peștera în care a fost descoperită, unde a fost celebrată Sfânta Liturghie. În predica sa, părintele Paton a subliniat importanța locului. Ne aflăm în inima vechii cariere de piatră, care în partea de sus păstrează rămășițele calvarului. Puțin mai jos se află mormântul, iar aici, unde sărbătorim, se păstrează amintirea găsirii adevăratei cruci de către Sfânta Regină Elena. Este ca și cum acest loc complex, care este Bazilica Sfântului Mormânt, ar fi martorul unei încercări progresive de a-l elimina mai întâi fizic pe Iisus Hristos și apoi de a-i șterge memoria, dar este o încercare destinată să eșueze încă de la început. La finalul celebrării, preoții, credincioșii, comunității locale și pelerinii au mers în procesiune cu relicva Sfintei Cruci la altarul de la marginea drumului. Procesiunea a înconjurat de 3 ori mormântul gol. Petale de trandafir și tămâie au precedat trecerea prețioasei relicve, care a fost apoi expusă spre venerarea credincioșilor în interiorul capelei Apariției. Am subliniat că acest loc, ca și persoana lui Isus, cineva a încercat să-l elimine și chiar să-i șteargă memoria. Dar Isus a înviat. Acest loc a fost regăsit. Este un semn de speranță pentru creștinii care, atunci când par să sufere momente de persecuție, momente de încercare, nu trebuie să se descurajeze. Este pentru că intră cu Isus în misterul Paștelui. Mormântul gol continuă să ne vorbească, a spus părintele Francesco Paton, și atrage milioane de credincioși, oferindu-le posibilitatea de a trăi aceeași experiență ca și apostolul Ioan, adică de a vedea mormântul gol și de a crede că Iisus a înviat, trecând prin moarte și aducându-ne și pe noi să trăim în Dumnezeu. Trupul lui Hristos, care este biserica, continuă de asemenea să fie viu și vital și, în ciuda tuturor aparențelor, chiar dacă pare să agonizeze în Occident, se arată a fi viu și vital pe alte continente. Perché qui viene tutto il mondo. Come abbiamo letto. Întreaga lume vine aici pentru că, așa cum citim și în Evanghelia după Ioan, în celebrarea de astăzi, Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul ca să judece lumea, ci ca să salveze lumea. Aici este întreaga lume care are nevoie de mântuire, care are nevoie de sens și care are nevoie de speranță. Di salvezza che ha bisogno di senso e che ha bisogno di speranza. Sunt tantissima gente che atât de mulți oameni vin aici, la Sfântul Mormânt. Am venit și eu cu acest grup pentru că am vrut să particip la sărbătoarea găsirii Sfintei Cruci. Această mare sărbătoare care ne amintește de ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Mor Ignație Afrem al II-lea, patriarhul ortodox sirian al Antiohiei și al întregului Orient, a efectuat o vizită istorică în Țara Sfântă între 4 și 9 mai. Au trecut 58 de ani de când un patriarh ortodox sirian a putut intra ultima dată la locurile sfinte. Patriarhul a fost primit de delegații de lideri și de reprezentanți ai diferitelor biserici, precum și de președintele Comisiei Prezidențiale Superioare pentru Afaceri Ecleziastice Palestiniene, care îl reprezenta pe președintele palestinian.
Pe 4 mai, la Ierusalim, procesiunea Patriarhului s-a îndreptat spre Bazilica Sfântului Mormânt pentru intrarea oficială. Rădăcinile noastre sunt în acest pământ. Prezența mea aici astăzi este împlinirea unei dorințe și face parte din datoria mea să vizitez biserica și pe fiii noștri, izolați de restul fiilor bisericii de către politică. Această vizită a fost organizată de asemenea cu o ocazie foarte importantă, instalarea episcopului Moran Timos Iac Iacub, ca vicar patriarhal pentru Ierusalim, Iordania și Țara Sfântă. Biserica Ortodoxă Siriană are o istorie îndelungată și bogată în Țara Sfântă. Sirienii și-au păstrat tradițiile și cultura și și-au manifestat credința și speranța printr-o primire solemnă din partea Patriarhului Mor Ignatius Afrem al II-lea la Betleem la 7 mai. Nouă grupuri de cercetași au deschis procesiunea Patriarhului, care a străbătut străzile orașului până în Piața Nașterii. Aici, Patriarhul a fost întâmpinat de prim-ministru palestinian, de autoritățile religioase și civile ale orașului și de o mulțime de credincioși. هذه الزيارة مباركة وبصراحة بالنسبة لنا زيارة تاريخية. Această vizită este binecuvântată, iar pentru noi este o vizită istorică. Pacea fie asupra sa. Așa cum a spus Domnul nostru, omul nu trăiește numai cu pâine, iar omul palestinian caută demnitate și respect de sine. De la Isus am învățat de asemenea că noi suntem sarea pământului și nu vom lăsa sarea să devină insipidă, căci dacă sarea își pierde gustul, cu ce va fi sărată? Așteptăm și vizita Patriarhului Bisericii Copte pentru ca scenariul să fie complet. غبطة بطرك الأقباط ليكون أيضا فعلا يكتمل هذا المشهد Creștinii din Orientul Mijlociu s-au confruntat cu mari greutăți în ultimii ani. Violență, persecuție și strămutare. Bisericile lor au fost distruse și casele lor au fost incendiate, ca în Irak, odată cu ascensiunea ISIS. Creștinismul traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria modernă, în special în această regiune. Mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat de la începutul așa numitei primăveri arabe în Irak, cu emigrarea peste 90% dintre creștinii irachieni, iar acest lucru este valabil și pentru biserica noastră, deoarece peste 90% dintre sirieni au fugit din Irak o lovitură grea. Apoi a avut loc o nouă deplasare a creștinilor, în special în Siria, unde doi episcopi au fost răpiți, urmată de emigrarea în masă a creștinilor, deoarece prezența creștinilor pare să fie o piedică pentru unii în realizarea unor planuri în regiune. تحقق اللي كان بدهم اياه الخاطفين او الجهات الواقفه وراء الخاطفين وهو تهجير المسيحيين لانه يظهر انه الوجود المسيحي بالمنطقه هو حجر عثرة امام تحقيق بعض المخططات اللي عم تتخطط للمنطقه حرام وخطيئة كبيرة إنه تفرغ هالأراضي من شعبها المسيحي. Este o rușine să se golească această țară de creștini, mai ales aici, în Palestina, în Betleem, în Ierusalim, în Țara Sfântă. Este imposibil să ne imaginăm Țara Sfântă fără creștini și acest lucru este valabil pentru Siria, Liban, Irak, Iordania, toate aceste zone în care s-a născut creștinismul. Mandatul și misiunea noastră este de a ne menține prezența aici. Vizita noastră nu este doar pentru pietre, ci pentru ființe umane, pentru a aduce împreună credincioși care să ne protejeze drepturile și locurile sacre. Dumnezeu să vă اللي عم يحافظوا على حقوقنا وعلى هال الأماكن المقدسة ربنا يبارك الجميع. Inima orașului vechi din Ierusalim, custodia Țării Sfinte păstrează un patrimoniu spiritual, arheologic și artistic creștin foarte important.
Custodia sempre ha avuto rapporti sia con i... Custodia a avut întotdeauna relații atât cu creștinii din întreaga lume, cât și cu cei prezenți în Cetatea Sfântă a Ierusalimului. Muzeul nostru își propune să prezinte atât moștenirea venită de la puterile europene, cât și de la familiile creștine. Uneori chiar și musulmanii au făcut daruri custodiei. Musulmani care au ofert di dono la custodia. Din această moștenire importantă, aproximativ 75 de piese au fost selectate pentru o expoziție temporară care va avea loc la Muzeul Fundației Caluste Gulbenkian din Lisabona, Portugalia. Este vorba de cadouri din țările europene, obiecte liturgice din metale prețioase, piese din sidef, veșminte sacre, cărți, toate obiecte de mare valoare istorică și culturală. Fundația Caluste Gulbenkian, curatorul acestei expoziții, a fost înființată în 1956 de Caluste Sarkis Gulbenkian, un filantrop de origine armeană care a trăit la Lisabona între 1942 și 1955. Ideea era de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor prin artă, caritate, știință și educație, nu numai în Portugalia, ci și prin sprijinirea comunităților din Asia și Armenia. Iar pentru a organiza transportul, o delegație a Fundației Caluste Gulbenkian a venit zilele acestea la Ierusalim pentru a face o analiză a tuturor obiectelor care vor fi expuse începând cu luna noiembrie. Este o muncă meticuloasă și deosebită, de la verificarea structurii obiectelor, a detaliilor, a stărilor, până la supravegherea și însoțirea acestora cu firmele responsabile de transport. Toate acestea trebuie să fie înregistrate într-un document numit raport de stare de conservare, o modalitate de a înțelege starea de conservare a fiecarei piese înainte de plecare și starea lor când vor ajunge la Lisabona. Da o garanție de stare de conservare a piesei și cum elas vor ajunge la Lisboa. Unul dintre aceste obiecte a fost luat din capela Apariției din interiorul Sfântului Mormânt și a fost transportat pe străzile orașului vechi până la custodie, unde a fost împachetat și așezat în lăzile de transport. O colaborare între Muzeul Terra Sancta și Fundația Gulbenkian, care este destinată să continue și în vederea deschiderii secției istorice a Muzeului Custodelui, prevăzută pentru 2025-2026. Importanța acestei expoziții, potrivit părintelui Ștefan, este de a face cunoscute cele mai importante piese, înainte ca acestea să fie amplasate definitiv în muzeu. Per noi anche un grande aiut per il museo, dato che gentilmente la Fondazione Gulbenkian. Pentru noi este un mare ajutor și pentru muzeu, deoarece Fundația Gulbenkian va avea amabilitatea de a restaura unele lucrări. Multe dintre ele au fost expuse la Versailles în 2013, dar argintul se oxidează și prin urmare este timpul pentru o nouă curățare și pentru o restaurare majoră. După această expoziție este planificată o alta la New York, la Free Collection, dar și în alte țări europene. La New York, la Free Collection e anche in altri paesi europei. O comoară care, potrivit lui Frederico Nascimento, reprezentantul diplomatic al Portugaliei în Țara Sfântă, pe lângă faptul că spune o poveste importantă, are o valoare emoțională care se împletește cu credința poporului portughez și cu modul în care monarhia din vechime a cultivat legăturile sacre cu Ierusalimul. Este o expresie care também diz muito à história de Portugal. Aceasta este o expoziție care ne spune multe despre istoria Portugaliei. Mulți suverani portughezi au făcut donații la Sfântul Mormânt. Primirea acestor obiecte în acest cadru prestigios al fundației este un moment foarte important pentru țara noastră și pe care guvernul îl salută cu mare satisfacție. Muito importante para o nosso país, que o governo português acolhe com muito agrado. Delegația portugheză a fundației este onorată să urmărească acest proiect. Un particular gust, un particular. Personal, sunt fascinat și recunoscător pentru această oportunitate pe care ne-a oferit-o fundația, trimițându-ne aici pentru a face această lucrare. Este munca noastră în spatele scenei, dar aceasta va permite ca totul să se desfășoare fără probleme și vom putea deschide această expoziție în noiembrie. Îi invit pe toți să vină să o viziteze. Siamo nella chiesa della Dormizio Mariae.
Ne aflăm în Biserica Dormiții Marie, Sfântul Sion, în apropierea cenacolului, un loc cu o bogată tradiție, atât spirituală cât și istorică. Aici, de fapt, s-a adunat prima comunitate creștină și aici, potrivit tradiției, în această splendidă biserică a părinților benedictini din Boiron, Maria va fi cunoscut trecerea spre împărăția cerurilor în trup și suflet. Verso il regno dei cieli, in corpo e anima. Și tocmai în acest loc, în spatele meu, vedeți o reproducere a sicriului Sfintei Fecioare Maria, dorim să reflectăm asupra Mariei, imaginea bisericii. Acest titlu a fost redescoperit datorită documentelor Conciliului Vatican II. Părinții conciliari au dorit să reflecteze asupra Mariei ca model al Bisericii în cel de-al 8-lea capitol din Lumen Gentium. Vreau să mă opresc și să reflectez cu voi asupra acestui aspect. Maria, ca fecioară și mamă, este modelul Bisericii, iar Biserica este chemată să îi imite virtuțile. Maria, fecioară și mamă, marele miracol al Duhului, este cel care face posibil misterul întrupării, iar pântecele Mariei rămâne virgin chiar dacă a conceput un copil. Conciliul ne amintește că și Biserica este mamă, deoarece, prin predică și sacramente, prin puterea Duhului Sfânt, generează fii și fiice ale lui Dumnezeu, dar ea continuă să rămână fecioară în acest sens, pentru că se dăruiește în totalitate Domnului și, într-un fel, crește în virtuți tocmai pentru că se consacră în credință, speranță și caritate Dumnezeului Său. În acest sens, Maria continuă să rămână un model peren pentru comunitatea creștină în drumul ei spre împărăția cerurilor. In cammino verso il regno dei cieli. Al doilea aspect pe care conciliul îl subliniază atunci când vorbește despre Maria ca model pentru biserică este faptul că suntem chemați să imităm virtuțile Mariei. Da, nu am ajuns încă în plinătatea gloriei. Maria este prima fecioară răscumpărată și este cea mai perfectă răscumpărare, înălțare. Suntem pe cale să ne luptăm cu forțele trupului și ale sângelui care vor cumva să ne îndepărteze de Dumnezeu. Maria ne învață prin virtuțile ei să fim mereu îndreptați spre Dumnezeu. În această călătorie, privim în sus, o privim pe Maria și o vedem ca pe o ființă departe de perspectiva noastră umană, dar constant aproape de noi. Aproape, pentru că și ea, ca și noi, spune Sfântul Atanasie, este sora noastră în carne și oase. A mers pe drumul credinței, a cunoscut necazurile călătoriei umane, durerea, suferința, dar a rămas mereu credincioasă Domnului. Fiind om ca și noi, fiind sora noastră, ea ne învață calea corectă de urmat pentru a învinge forțele cărnii și ale sângelui. Prin urmare, Maria rămâne pentru noi un model spre care trebuie să tindem, dar este și mijlocitoarea noastră, cea care, în comuniunea sfinților, se roagă pentru ca destinul nostru aici, pe pământ, să ajungă la plinătatea sa. Frați și surori, suntem pe drum cu Maria și împreună cu ea putem parcurge calea sfințirii noastre. Să ne lăsăm ghidați de această mamă și să o privim ca model, să păstrăm fecioria inimii, ca răspuns credincios lui Dumnezeu, să-L generăm în credință pe Hristos care este în noi prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și să pășim în victoria asupra răului și a păcatului și, ajutați de Maria, să mergem pe calea plinătății și a sfințenii. Pe 10 mai la Ierusalim a avut loc un marș interconfesional pentru pace, egalitate și dreptate, promovat de Asociația Rabinii pentru Drepturile Omului. La 24 aprilie, la Mănăstirea Franciscană din Tripoli, Liban, în prezența custodelui Țării Sfinte, a fost inaugurat Centrul Sportiv Sfântul Francisc și Sultanul, un semn concret al angajamentului franciscanilor pentru dialog și fraternitate universală. Un gest de solidaritate pentru a susține locurile sfinte și nevoile confraților din Țara lui Isus. Conlucrăm cu misiunea custodiei Țării Sfinte. Conturile noastre se găsesc în codul QR.